Let the fire in your eyes burn like hell, Russian girl. You're a devil in disguise. Love me now, Russian girl. Hey, what, again? Bun găsit, dragi telespectatori, la retrospectiva lunii octombrie. Suntem Alina Nicoleta Matei și Alexandru Botezatu și vă prezentăm cele mai importante știri. Tot în această lună s-a sărbătorit Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic. Activitatea desfășurată în liceul Danubius, coordonată de domnii profesori Marilina Simion și Cristian Puișor, a constat în vizionarea unui episod pe zi din ciclul de documentare Misiunile NASA, urmate de discuțiile pe marginea materialului vizionat cu elevii participanți. Stimați telespectatori ai televiziunii Cult TV, suntem Madalina Apostol și Georgiana Jurubiță. În emisiunea de astăzi vă vom prezenta activitatea la Danubius în spațiul cosmic. Activitatea Danubius în spațiul cosmic a fost concepută în cadrul manifestărilor ce au loc în întreaga lume pentru sărbătorirea mondială a spațiului cosmic. Au participat elevii tuturor claselor din cadrul liceului Danubius. Am invitat la această acțiune pentru că în săptămâna 40 octombrie, în toată lumea, se sărbătorește Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic. Țin puțin conectați la lumea asta care se schimbă în permanență. Știți că dacă ți-ai un computer astăzi, peste o lună de zile trebuie să-l upgradezi. Deci ne simțim și noi puțin legați de lumea asta care se află în această dinamică nebună. Cu atâta descoperire, atâtea invenții noi, atâtea lucruri care contrazic teoriile mai vechi și așa mai departe. From home. This looks like a good time for some good news here. The House passed the space budget yesterday, 277 to 60, which includes a vote for the shuttle. Sodul Acasă în Univers este un serial documentar care prezintă lansarea unei nave și a telescopului Hubble. Punerea în funcțiune a acestui telescop a fost cea mai complexă misiune din istorie. 30 de pensionari invitați de deputatul Eugen Nicolaescu a fost în vizită la Palatul Parlamentului. La finalul vizitei, fiecare dintre aceștia și-au spus părerile și impresiile. Plasamentul denumit Dealul Arsenalului. În trecut acestea l-a mai purtat și denumirile de Dealul Lupeștilor, dar și Dealul Spinii. Pe 31 octombrie se sărbătorește Ziua Mondială a Mării Negre
Și de data aceasta, profesorii liceului nostru nu au rămas indiferenți. Profesori Anișoara Ștefănescu și Cristian Puișor, împreună cu elevii liceului, au desfășurat o activitate pe această temă. Odată cu încheierea unui plan strategic pentru a reduce poluarea mării negre, plan încheiat între cele 6 țări care sunt prin grane mării negre. Probabil deja știți de la geografie care sunt aceste țări. România este una dintre ele. Ucraina, Georgia, Turcia, Bulgaria și Federația Rusă. Una dintre plajele românești nu are steagul albastru, care este un semn acordat de o federație mondială. Este vorba de Federația Mondială pentru Mediul Conjurător. Da. La prezentării, în general, se începe cu localizarea geografică, prezentarea datelor generale despre relief, clima și așa departe. Da. Și acolo v-ați luat aia de la completări putem să aduce și voi, dacă mai știți. Marea Neagră, despre coasta geografică, reliefuri, clima și începem cu coasta geografică. Coasta geografică este situată în sud-estul Europei și al României, fiind cuprinsă între Europa și Asia. Inspectoratul Școlar Județean Clăraș a organizat în perioada 23-25 octombrie cea de-a 14-a ediție a concursului național Ion Barbu Dan Barbilian. La concurs au participat cei mai buni elevi din 15 județe. Scopul acestei competiții a avut în vedere încurajarea talentului, a creativității elevilor și stimularea interesului pentru studiul literaturii și a matematicii. Național în domeniul matematicii, Ion Barbu Dan Barbilian. Am plăcerea să vă urez din care a rezultat al guvernului în teritoriu un bun venit la noi și să vă bucurați de plăcerile concursului și puținul timp care l-aveți liber să vedeți o localitate aflată pe Marurile Borcea. Seara, suntem de vorba cu Florica Dane, sunt profesor universitar la Universitatea din București. Credeți că elevii din acest an sunt mai bine pregătiți decât cei din anul anterior? Întotdeauna sunt elevi foarte bine pregătiți. Bună seara, suntem de vorba cu Tudor Constantin, inspectorul școlar general. Credeți că elevii din anul acesta sunt mai bine pregătiți ca cei din anul Sper, pot doar să sper, pentru că la final vom vedea dacă într-adevăr rezultatele din acest an, de la concursul acest an, vor fi superioare celor de-am trecut. Felicit, vă felicit pe toți care ați participat, mai ales pe mari profesori noștri care au fost alături și sunt alături de câțiva ani. Vă mulțumesc, domnilor profesori. Mulțumesc! Valer Bartacu, să anunțe numele celor doi copii din Republica Moldova. Deci, elevii sunt Cernian Cristian și Grigoru Alexandru. La voi chiar aveți ce să faceți cu 300 de lei, că știu cât de mare e sărășia.
Centrul Școlar și Cultural de Jurnalism a avut un oaspete de excepție, compozitorul Dumitru Lupu. Acesta a rămas impresionat de dotările centrului și de micii jurnaliști. Iată, stimați telespectatori, avem bucuria și plăcerea de a-l avea alături de noi pe unul dintre cei care reprezintă gloria muzicii ușoare românești și de ieri și de astăzi și de mâine. A produs momentul de grație în care ați compus Hai vino iară în gara noastră mică. Da, e bine spus momentul de grație, pentru că eu cred în această grație. E vorba de un timp în care activam ca dirijor al Teatrului Alexandru Davila din Pitești. Mă aflam într-o sală de balet cu un pian hodorogit, o pianină mai bine zis, și un actor, Florin Pretorian, autorul textului, mi-a propus aceste versuri. Geana Șerban, ați inaugurat festivalul Mamaia Copiilor. Ce părere aveți astăzi, când se împlinesc aproape 10 ani de la prima ediție? Festivalul Mamaia Copiilor este unul din copiii mei. Ei bine, în mod normal, ar trebui să vorbesc numai de bine. Nu pot vorbi numai de bine în ceea ce privește păstrarea ideii de bază care m-a făcut să inițiez împreună cu maestrul Manolache, Aurel Manolache, acest festival. Și când spun asta, mă refer la capitolul creație-repertoriu. Nu s-a mai păstrat acea idee în care copiii trebuiau să cânte melodii adecvate vârstei, melodii cu un grad de dificultate în așa fel încât să poată fi învățate și de ceilalți copii ai țării. Eu inițial am spus că acest festival trebuie să aibă cântece cu un grad mic de dificultate. Și anul acesta, ca în fiecare an, s-a desfășurat campionatul de fotbal între liceele călărășene, la faza județeană, merg liceele Sandu Aldea și Ștefan Bănulescu, și vor juca împreună cu liceul din Oltenița și cel din Lehliu, în deplasare la Barbu Știrbei. Jurnalul sportiv. În cursul săptămânii trecute s-a desfășurat campionatul de fotbal între liceele călărășene. Urcă cu urcă! A doua ediție a Festivalului Național de Muzică Folk, Chitara Dunării, a încântat publicul călărășean timp de 3 zile. Jurnaliștii Cescu Jur, prezenți la festival, au luat interviuri atât președintelui jurului Dana Andronie, redactor la Jurnalul Național, câștigătorilor. M-am îndrăgostit numai de ea. M-am îndrăgostit numai de ea. Abia câteam plecat din gând și n-am mai fost a mea. M-am îndrăgostit numai de ea. M-am îndrăgostit numai de ea. M-am îndrăgostit numai de ea. Bună seara, domnilor și domnilor, și bun venit la cea de-a doua ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Folk de la Călăraș. 56,5 puncte, deci iată, de ce spuneam mai devreme, doar o jumătate de punct diferență între
cele de-a doua ediție a festivalului Chitara Dunării. 17 ani are Mihai Boicu din Suceava. Emisiunea Trendy Show despre modă ce le sugerează telespectatorilor ce se poartă materie de haine realizată de fotomodelele centrului Steluța și Iuliana a fost un real succes.
noua emisiune a apărut în grila de programe a televiziunii Cult TV, Cinemacul, realizată de colegul nostru Darius, având ca scop informarea telespectatorilor cu apariția celor mai noi filme care rulează în cinematografele din România. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la prima ediție Cinema Cool. Darius Claudiu Stoian vă prezintă cele mai noi filme ale lunii octombrie. Primul film al acestei ediții Cinema Cool este This Is It. Filmul se bazează pe materialul filmat în timpul repetițiilor la cele 50 de concerte pe care Michael Jackson ar fi trebuit să le susțină la Londra. La festivalul de teatru între elevi și studenți au participat trupe de teatru din Clăraș, Mangalia, București și Brașov. Jurnaliștii Cescu Jur au fost de această dată prezenți. Cursul, dar până în momentul de față este o ediție net superioară celorlalte pe care le-am organizat, prima și a doua ediție, și mă bucur, e chiar mult, mult. Cu ocazia alegerilor prezidențiale, activitatea desfășurată în centrul de jurnalism face ca echipa Cescu Jur să muncească zi lumină. Aceștia au realizat sondaje, interviuri audio și video pe tema cine va fi președinte. Stimați telespectatori ai televiziunii Cult TV, iată că și în această toamnă Cescu Jur este prezent ca de fiecare dată la alegeri, realizând sondaje, emisiuni de televiziune, emisiuni de radio. Așa cum am mai spus de nenumărate ori, activitatea desfășurată în centrul de jurnalism face ca echipa Cescu Jur să ajungă acasă târziu în noapte, aproape în fiecare seară. Alegerile prezidențiale includ, bineînțeles, și weekendurile, realizând sondaje, interviuri audio și video. Sunt Claudiu Darius și am fost în Cucuieți, Frumoșani și Olteniță. Mă numesc Georgiana Jurubiță și am fost în Mănăstirea, Tămădău, Budești, Chirnăci și Nicolae Bălcescu. Vă veți prezenta la vot? Da, cum, mamă, cum se poate? Păi cine, mămică? Noi pe Joana? Noi pe Joana, mamă? Păi de ce pe Joana, mamă? Oamenii... Păi ce să facem fabola care nu ne-a făcut nimic? Salariile, mămică! Să
sunt Georgiana Jurubiță, suntem în Chiselet. Ce așteptați de la viitorul președinte? Mai mult decât până acum, să fie mai bine pentru toată lumea și... Dar rămâne de văzut ce-i pe viitor, nu știu ce să sunt mai multe. Să dea Dumnezeu să fie mai bine decât până acum. În cadrul emisiunii de vorbă cu directorul, invitația a fost elevii liceului. Discuțiile s-au axat pe investițiile din cadrul liceului, problema fumatului, violenței în școli și altele. Părerile și ideile elevilor au fost ascultate de domnul director Emil Izvoran. Bine v-am găsit la întâlnirea de vorbă cu directorul. Este prima întâlnire din acest an școlar 2009-2010 și am zis împreună cu doamna profesoară Verdena Mira, coordonatoarea Centrului Școlar de Jurnalism, să avem această întâlnire pentru a ne spune părerea despre bunul mers al activității din școală, despre probleme pe care le aveți și despre propunerea voastră în legătură cu diferite proiecte pe care urmează să le desfășurăm în școală. Am și eu o întrebare în legătură cu abonamentele navetiștilor. Sunt Stoian Claudiu Darius, de la clasa 12. Când se decontează abonamentele navetiștilor? Probabil că știți că în anul școlar trecut, în ultimele luni, abonamentele nu au mai fost decontate. Și asta a fost o problemă pentru foarte mulți elevi, nu mai de la unei școală, ci la nivel județean. La începutul acestui an am primit o adresă conform căreia abonamentele vor fi decontate în acest an școlar. Ceea ce este un lucru foarte bun pentru navetiști. Am discutat cu navetiștii și au făcut abonamente. Vom primi bani de la inspectoratul școlar. Și așa cum a fost și în anii trecuți, abonamentele vor fi decontate la sfârșitul lunii. În momentul în care se termină luna sau perioada abonamentului, voi veniți cu abonamentul și primiți banii, vă luați din nou alt abonament la sfârșit, din nou decontați. Acesta va fi sistemul. Grupul școlar Danubius a organizat o nouă activitate în cadrul proiectului Cultură și Civilizație Rurală și Urbană Românească, coordonată de domnul profesor Dumitrel Toma. Prezenți în cadrul acestei activități au fost elevi din Danubius, Radu Vodă, Vlad Țepeș și nu în ultimul rând elevi din școala numărul 149 București. Și noi suntem ca micuți. Este prima dată când am ieșit din București, da, cu copiii într-o excursie și prima dată am venit la voi. Deci, practic, suntem norocoși că vă cunoaștem pe voi, da? Ajută bunica să țină drept, da? Voi dați-vă înapoi ca să vedeți, da? Și punem puțin pământ, da? Eu ce? Haide! Haide, încet să mă alunecă! Nu numai spectacol, nu numai muzică sau teatru, este o activitate mult mai largă, de la ce mă refer la activitatea noastră, de la cercuri de creație și pictură, până la festivaluri folclorice sau sărbători foarte, foarte mari. Haideți să intrăm. Vom intra la... Deci, la masă. La... De cine? Cine e aici? Deci, localnici. Pe la masă. Bun găsit, stimați telespectatori ai televiziunii Cult TV. Iată că și anul acesta proiectul Cultură și Civilizație Rurală și Urbană Românească a început
cu, bineînțeles, coordonatorul proiectului, domnul profesor Dumitrel Toma, care vă rog frumos să-l aplaudați, pentru că a continuat acest proiect. De regulă, atunci când primim daruri, cum ne-ați oferit această potențialitate a mărului de a face mere, ne place să și recompensăm această generozitate. Noi vă vom dărui pentru participare la această activitate un certificat, o diplomă de participare, care spune așa: se certifică în prezenta participarea doamnei instructor Domnica Bobol de la școala cu clasele 1-8, numărul 149 București, la organizarea activității numărul 3 din cadrul programului național Cultură, Civilizație, Rural și Urban Românesc. Vă mulțumesc frumos! Ce emisiuni și oaspeți a mai avut Radio Chic veți afla în minutele următoare. Dragi ascultători, invitatul matinalului de astăzi este nimeni altul decât domnul profesor Dumitrel Toma. Aș dori să vă întreb, când și cum ați făcut primul milion? Bună dimineața, mai întâi. Primul milion de ce? Dacă îmi vei spune de bani, îți vă spune că n-a fost atât de greu să-l fac. Și probabil că cei mai mulți dintre voi știu asta, că am impresia că aveți în buzunar destui bani. Vorbim despre milioane și milioane de alte posibilități. De, să zicem, cuvinte citite. Sau de gânduri nobile. Sau de fapte bune. Sau de flori văzute și mirosite. Fiecare dintre voi decide ce milion alegeți să facă primul și cel mai valoros. Nu cred că milionul de bani este cel mai valoros lucru pe care poți să faci. Și cum de sunteți atât de iubit printre elevi? Asta face parte din fișa postului profesorului. Un profesor care nu e iubit de elevi, n-ar trebui să fie profesor. Încerc să-mi respect obligațiile profesionale, încerc să fiu cu elevii mei cum erau profesorii mei față de mine și încerc să nu îi dezamăgesc. Bine, dragi ascultători, la demo studioul nostru pe minunatul compozitor Dumitru Lupu. Bună ziua! Bonjour! Cum vi se pare studioul nostru de radio și televiziune de aici, în Centrul Școlar de Jurnalism? Am fost extrem de impresionat. Vorbisem cu domnul Sorin Danciu de această activitate a voastră și de dotare, de tot ceea ce înseamnă un studio de radio și televiziune, dar nu mă așteptam chiar la așa ceva. Adică este extraordinar ce faceți voi și faptul că reșim în iuți. Nu uitați, dragi telespectatori, a mai apărut un nou număr al ziarului Amici. Lectură plăcută! Let the fire in your eyes burn like hell, Russian girl. Suntem Alexandru Botezatu și Alina Nicoleta Matei, vă mulțumim pentru atenția acordată. La revedere! Fire in your eyes. Lay the fire in